Hai, salut, eu sunt Racu și bine m-am regăsit la un nou episod din Free Fire. Astăzi vreau să facem câteva chestiuțe interesante, mai exact vreau să facem precomandă pentru următorul Battle Pass, pentru că ăsta e pe terminate și pentru că avem un reward destul de mișto dacă facem precomandă, o să vă arăt imediat. Vreau să facem upgrade la două caractere pentru că avem destul de mulți bănuți și avem și destul de multe fragmente cât să putem să facem upgrade și vreau să trecem rapid prin toate eventurile care sunt active acum pentru că sunt câteva și sunt destul de interesante. Bun, mai întâi Battle Pass-ul. Avem un reward foarte, foarte interesant la precomandă. Mai întâi să vă explic care e toată faza asta cu precomanda, pentru că știți că de fiecare dată vă explic, pentru că după aia sunteți foarte nedumeriți. Bun, care e faza cu precomanda, pre-order-ul, da? Poți să-ți cumperi Battle Pass-ul înainte să fii apărut, da? Înainte să apară, practic, pentru că Battle Pass-ul ăsta, nu știu exact dacă următorul Battle Pass-ul o să apară, nu vedeți aici, dar scrie 9 ore 56 de minute. Nu știu exact dacă atunci o să apară Battle Pass-ul sau atunci, practic, se termină toată chestia, se termină perioada de precomandă, nu știu, o să vedem. Dar ideea e că dacă facem comanda acum, o să primim, bine, ce primim la fiecare pre-order, cele 50 de badge-uri. Cam asta e important, pentru că tot ce scrie aici le primești imediat după ce îți cumperi Battle Pass, nu trebuie neapărat să fie la precomandă. Adică misiunile de elită, elite challenges, mă rog, știți și voi, daily gold limit crescută cu 100 de gen de 100 de gold, ceea ce mi se pare foarte tare. Nu știu dacă a fost chestia asta la fiecare Battle Pass, dar oricum e destul de tare. Dar ce vă interesează în principal sunt astea 50 de badge-uri, dacă considerați că aveți nevoie. Eu cel puțin am cam avut nevoie de badge-urile astea la fiecare Battle Pass pentru că știți că am făcut precomandă de fiecare dată și până la urmă tot a trebuit să cumpăr badge-uri la final de sezon, pentru că n-am reușit să fac rost de destul de multe badge-uri, dar dacă știți că jucați foarte mult, nu aveți nevoie de precomandă. Dar cel mai important, avem chestia asta, nu vedeți de facecam-ul meu, dar vă dați seama ce e. Se numește Bunker Gruel, da? Și este un skin pe, bineînțeles, pe Gruel. Sunt foarte curios cum o să funcționeze, pentru că arată bine și în teorie ar fi ceva bun, dar vreau să-l vedem în practică și vreau să cumpărăm Battle Pass-ul. Ca idee, atunci când o să apară Battle Pass-ul, nu o să fie 1100, o să fie ori 500, ori 600 de gemuri, da? Deci, merită să cumpărați Battle Pass-ul doar dacă știți că aveți nevoie de badge-urile alea, dacă știți că oricum o să cumpărați badge-uri când o să termine Battle Pass-ul și dacă vreți Bunker Gruel-ul ăsta, care mi se pare, putem să-i dăm Quick Equip, ok, deci așa arată ca și skin, îi dăm Quick Equip și vreau să-l vedem în acțiune, o să dăm și un match ranked astăzi, dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc tuturor pentru cutiile astea, fraților, s-au strâns o grămadă, nici nu știu dacă pot să le colectez pe toate, o să le dăm claim all, sunt 50, ok, 50 de cutii, o să dăm delete și mai vin, cred că o să mai vină în cotură normal, claim all, ok, avem 50 de cutii, nu o să le deschidem pe video ăsta, avem deja, nici nu știu câte sunt, o să ne uităm imediat în safe, să vedem câte sunt sau nu la safe, nici nu știu, la collection. Și cred că mai sunt, dacă dau restart la joc o să mai apară încă 50 de cadouri. Dar momentan am parcă la collection, nu mai știu, collection, nu, e la vault, ok, la vault consumabile, nu crates. Ok, avem 462 de cutii, fraților. Am făcut rost deja de arma asta, ceea ce e super tare. Vreau și skin-ul de pe Scar. Adică, habar n-am. Îmi scade din magazin și îmi dă damage. Ideea e că e un skin pe care nu l-am și e permanent. Adică poate să pice, bine, poate să pice și pentru câteva zile, poate să pice pentru 3 zile, dar l-aș vrea permanent, nu știu, pentru colecție. Și cel mai important, asta. Este și costumul de scufiță roșie și costumul de lup, ambele într-unul, dacă spică chestia asta, dar am înțeles că e foarte rar. Bine, avem și o grămadă de șanse, avem 462 de încercări. Și ce m-ar mai interesa e goldul, bine, și bandul ăsta permanent, pentru că ar fi super tare, pentru că nu l-am. Și goldul m-ar interesa, poate să pice 300 gold, cu siguranță o să ne îmbogățim de la toată chestia asta. Și bine, și resupply map-uri, pentru că asta se consumă, pentru că mereu folosesc resupply map, e chestia mea preferată. Altceva, vreau să dăm upgrade la, uitați-vă câți bani mai avem, mai avem 10.200 de gemuri. Știam că o să mă țină destul de mult și cu siguranță o să mă țină, nu știu, măcar 2 luni, banii ăștia, 2-3 luni. 10.000 de gemuri, știți că episodul trecut, dar cei care nu l-ați văzut, îl aveți acolo în dreapta sus, am cumpărat 10.000 de gemuri, da? Nu, mi se pare 11.000 și ceva de gemuri, nu mai știu exact câte au fost acolo, dar au fost o tonă. Bun, și vreau să dăm și upgrade la caracter, pentru că putem să dăm upgrade la două caractere cu 26.000, de fapt 24.000 trebuie ca să le aduci, de fapt pentru upgrade-urile pentru care îmi trebuie mie, îmi trebuie 24.000 și vom face upgrade pe Miguel și pe Kelly. Și acum vă întrebați, dar de ce nu faci și pe Paloma? Pentru că e cam cea mai utilă abilitate, de fapt nu, Kelly, cred că abilitatea lui Kelly e puțin mai importantă, dar și Paloma, știți că îmi place mai mult abilitatea Palomei decât cea lui Miguel, dar treaba e că dacă îi fac upgrade acum, o să primesc, nu îmi face upgrade la abilitate, doar o să primesc o jachetă nouă, da, Arms Queen Jacket, și nu primesc, gen, nu mi-aduce abilitatea la level 5, asta că nu prea merită, pentru că dacă îi dau upgrade, după aia iar o să trebuiască să strâng o grămadă, oricum mai am nevoie de o grămadă de fragmente ca să pot să fac și upgrade-ul ăsta. În schimb, pe Miguel, deja am făcut upgrade-ul ăsta,
Da, am primit deja jacheta, haina pentru caracter și putem să facem și upgrade-ul ăsta cu 12.000 și ne crește de la 60 atunci când facem kill și primim 60 stamina. Acum o să primim 70 stamina. E un upgrade, nu e foarte mare diferență, pentru că la niciun caracter nu e foarte mare diferență, pentru că jocul nu îți dă un avantaj foarte mare pentru că ai un caracter de level mare sau chestii de genul ăsta. Nu prea poți să ai, cam toată lumea are aceleași șanse în cam în orice Battle Royale, așa funcționează Battle Royale-urile. Și vreau să mai dau upgrade și pe Kelly. Cred că Kelly e cea mai importantă abilitate, pe asta aș vrea să o maxez prima. Și primim, în loc să primim cât? 4% viteză de mișcare, o să primim 5% viteză de mișcare. Din nou, nu e o diferență foarte mare, dar ajută. În foarte multe situații te ajută, mai ales când ești foarte, foarte aproape de zonă și ai nevoie de fix 1% viteză de mișcare în plus ca să poți să ieși din zonă. Și se întâmplă chestia asta foarte des, știți, cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă, și te ajută foarte mult sprintul ăsta. Ok, o să-l folosim pe Miguel astăzi. Bine, de ceva timp îl tot folosesc pe Miguel. Am și jacheta asta de eroic, foarte, foarte mișto. Îmi place destul de mult costumația, e prima dată când joc așa, dar vreau să vedem neapărat cum funcționează grenada. Din păcate, când vedeți voi episodul, pre-order-ul mi se pare că s-a terminat, avem și ceva skin mișto pe armă. Bine, nu e neapărat mișto skin-ul, adică e destul de interesant, dar îmi plac statisticile, îți dă foarte multă acuratețe în plus și range, dar scade din reload speed. Asta mă pot obișnui cu ea și mi-ar trebui acuratețea și range în plus. Hai să dăm și un free ticket la Gold Royale și ce am zis că mai facem, am zis că vă arăt eventurile, ok, pentru că avem ceva eventuri active. Din nou, aici puteți să-mi trimite cutiuță, dar deja am 460 ceva, sunt curios dacă reușim să facem rost de 500 de cutiuțe până la sfârșitul eventului. O să dureze până pe 2 februarie și încă mai puteți să-mi trimiteți cadouri. Cei care vreți să trimiteți un cadou gratuit și o să primiți și voi unul, intrați aici la eventuri, Lunar Festival, da, aici sunt toate eventurile noi, mergeți la GoTo, nu vedeți din cauza, de fapt vedeți. Dați click aici și băgați codul ăsta de aici, pe care o să-l aveți și în descriere. Ăsta de aici este codul meu și după ce-l băgați o să primesc eu, o să primesc o cutiuță pe care o să deschid pe un video, pentru că o să-l deschid pe toate odată cel mai probabil, și o să primiți și voi o cutiuță de asta și puteți să faceți asta de 5 ori dacă nu mă înșel. Altceva, eventuri ce mai avem pe aici, avem chestii care se găsesc prin joc. Ăsta s-ar putea să, de fapt sunt destul de sigur, Firecracker Board, destul de sigur că nu o să particip la el. Trebuie să, dacă cumperi minim un diamant, primești astea două, care nu mă prea, adică două mâncărică de animal, să zicem că e ceva, dar nu mă prea interesează. Și placa asta dacă cumpăr 500 de diamante. Deja am 10.200 de diamante, nu prea o să mai cumpăr diamante prea curând, așa că, na, presupun că la asta n-o să particip. Ăsta e un event, trebuie să vă logați fix pe 2-a-2-a, pe 2 februarie. Între 2 februarie și 3 februarie puteți să vă logați și primiți 10 Gold Royale Voucher și un avatar destul de mișto. Adică sunt total pe gratis, doar vă logați, intrați aici și dați claim, probabil o să scrie. Ce altceva mai avem aici? Avem un event cu bănuți, da? Bănuții se găsesc în match, îi găsiți peste tot pe jos, îi găsiți, nu știu dacă există o zonă anume unde se găsesc mai mulți. Ideea e că îi găsiți peste tot, pur și simplu. Și după fiecare match, vă scoateți cu câțiva bănuți ăștia și puteți să dați exchange. Puteți să faceți chestia asta de 900, puteți să o faceți la infinit, practic, pentru că nu cred că o să reușiți să bateți chestia asta, să faceți exchange de 999 de ori. Chiar dacă o terminați pe prima cu bănuți, da, puteți să faceți în continuare la celelalte două. Da, ăsta e primul și mai avem și cutiuțe de-astea care nu știu exact ce conțin înăuntru. Le vom deschide acum pe toate, pot să deschid, ok. Pasta nu o am. Bine, oricum nu e permanentă, dar mă rog. Ce mai putem să primim înăuntru? Putem... ok, e setul ăsta de plajă, am înțeles. Asta pentru 3 zile. Și hai să mai deschidem încă una. Nici nu știu exact toate reward-urile dinăuntru. Ok, și am mai primit asta încă pentru 3 zile. Da, ideea e că astea sunt eventuri gratis. Vă jucați și găsiți firecrackers, da, artificii, nu artificii, petarde, nu știu exact cum e. Și bănuții ăștia îi găsiți pe jos și după aia puteți să dați exchange pentru bănuți în joc și pentru obiecte. Știu sigur că poate să pice și chestii permanente, deci na. O să dăm și un match ranked. Sincer, nu prea vreau să dau un match ranked pentru că n-am jucat absolut deloc astăzi și aș fi vrut să fiu puțin mai încălzit. Dar nici nu știu, să sărim la resupply map. Hai să încercăm să sărim. O să sărim pe bătaie, cel mai probabil, pentru că foarte multă lume sare în pic. E practic nou meta, știți că înainte toată lumea sărea la mil. Bine, avea și sens pentru că acolo se găsea foarte mult loot. De când nu se mai găsește atât de mult loot, nici nu mai sare atât de multă lume. Dar acum noul meta este pic. Toată lumea sare în pic și nu înțeleg de ce și văd resupply map-ul acolo. Vreau să vedem cum funcționează, ce mă interesează cel mai mult este să vedem cum funcționează noul Gluel, da, noul Bunker Gluel. Sunt super, super curios și chiar dacă nu o să găsim inamic pe care să-l folosim, o să-l pun direct să văd exact cum funcționează. S-ar putea să nu te protejeze, nu știu exact cum arată în realitate, gen în realitate, în joc, dar s-ar putea să nu te protejeze în lateral, așa cum o face zidul default.
Nu știu, hai să mergem direct după un gluol, pe undeva pe aici, dar mă aștept să fie foarte multă lume. În general e foarte multă lume, în pic. Și da, altceva update-uri despre rankul meu. Să știți că am ieșit din eroic pentru câteva minute, ceva de genul, pentru că m-am enervat repede și am intrat instant la loc. Nu știu unde e, am și skin pe M4, care îmi dă, nici nu știu, damage în plus și îmi scade puțin din range sau din, da, dar parcă din range sau acuratețe, nu mai știu exact. Din nou, nu sunt absolut deloc încălzit, dacă o să joc oribil, o să joc oribil și aia e, dar vreau un gluol, atât, e tot ce mă interesează. Un gluol am și sign, ok, un gluol, bun, hai să-l vedem. Hai să vedem cum funcționează chestia asta, totuși aș vrea și un player. Ok, funcționează interesant, e mult mai micuț decât un gluol normal, asta pot să-mi dau seama instant. A fost bătaie, unde mai exact? Am înțeles cam cum arată gluolul ăla, dar sunt curios dacă mă protejează și în lateral. Asta e cea mai mare. Ok, e sus. Și nici n-ar scoate capul ăla. Ba, o să-l scoate. A, mă, pe bune? Și nici nu prea pot să mă duc după el. Hai. Da, bine, nu, hai, lasă. Lasă, are M60. Mai e unul, what? Stai, bam. Ok, deci așa funcționează, am înțeles. Deci ăsta este gluelul, fraților, și sunt curios dacă pot să sar pe partea cealaltă. Pot așa, dar nu asta vreau să fac, nu asta mă așteptam să se întâmple. Ai de capul meu, ok, hai să... Am cam murit, așa-i? Yep, sunt cam mort. Sunt cam mort, mai am 4 HP. Și ăla mă ține acolo în casă. Ai de capul meu. Am înțeles. Nici nu știu exact unde să fug și cum să fug. Pentru că tipul cu siguranță mă ține. Mă ține acolo. Ok, vedeți? Exact ce ziceam. Ai de capul meu, 4 HP. 4 HP, nu mai am gluol că l-am folosit acolo. Dar arată foarte mișto, ca idee. Uitați cum mă ține. Se plimbă pe la geamuri, chestii. Mai uite-te și în altă parte, vezi că-ți vine unul de la spate sau ceva. S-ar putea să nu ducă până acolo. Nu știu exact când ar fi momentul perfect să fug și unde să mă duc. Ai de capul meu. Ok, hai să fugim de aici. Și o să... Țopă-i! Nici nu știam ce să fac, frate, nici nu știam ce să fac. Mă rog, ați înțeles cum funcționează... Gluelul, am pierdut o grămadă de puncte, mai mult ca sigur, dar nu prea-mi pasă pentru că, de fapt, ba da, s-ar putea să ies din eroic. Nu pot să ies din eroic pentru că, na. Oricum, ideea e că îmi fac foarte repede punctele înapoi, nu e asta o problemă, și să vă arăt și meciurile despre care ziceam. Am ieșit pentru foarte, foarte scurt timp din eroic și, din nou, îmi pare rău pentru meciul ăsta, nu a fost faza că n-am fost încălzit, doar că... N-am luptat cum trebuie și tipul ăla mă ținea din casă și n-am avut medikituri și nu trebuia să mă bat la faza aia. Mă rog, nu contează, a fost un meci aiurea, dar cam așa au fost meciurile până acum. History, pe ăsta l-am dat acum o zi, deci v-am zis, n-am mai jucat de... parcă de mai mult de o zi, nici nu mi-am trebuit să fi jucat ieri. Mă rog, nu contează. Ideea e că cu meciul ăsta am intrat înapoi în eroic, au fost meciurile astea. După ce l-am pierdut pe ăsta, am ieșit pe locul 29, care nu e... Chiar așa de rău, dar am pierdut 23 de puncte. Am ieșit pe ăsta pe locul 7, ăsta pe locul 12, pe ăsta l-am câștigat și cu ăsta am intrat direct înapoi în eroic. Vreau să mă păstrez, mai sunt 2 zile, cred că pot să mă păstrez în eroic, nu e așa de greu, mai ales că am și misiunea daily de astăzi și vă recomand tuturor să intrați și să faceți misiunea pentru că nu e așa de greu și puteți să o faceți, de fapt nu, că trebuie făcută la rank. Nu e așa de greu să intri în top 50 și să faci și un kill. De fapt, e cam greu să ajungi în top 50 fără să faci kill. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Destul de mișto, nou gluel, sunt curios. Bine, vreau să-l mai folosesc un pic, cam așa arată. Din păcate, voi când vedeți chestia asta nu mai puteți să faceți rost de gluel, deși cei care nu ați făcut rost de el, nasol. Ca idee arată mișto, sunt curios dacă dă, nu știu exact ce statistici dă, dacă dă vreo statistică în plus. Vehicle emote, avatar, nici nu știu exact. Server, unde ar trebui să fie? Nu la pet, la volt. Nici nu știu exact unde ar trebui să fie skinul ăsta, power-ups, collection, stai puțin, ar trebui să fie pe weapon, ok, și ar trebui să fie pe grenadă, am înțeles. Și avem ăsta, deci ok, nu îți scrie nicio statistică în plus,
Pentru că nu, adică, apar n-am. Nu știu ce să zic, te protejează puțin mai, mai puțin în lateral, ca să zic așa. Adică, cel default, ăsta te protejează puțin preview and available, why? Ăsta te protejează un pic mai mult în stânga și în dreapta. Dar la ăsta poți să stai după el, te ridici, tragi. Cred că e cu totul altă mecanică, pur și simplu trebuie să învăț să joc cu chestia asta, nu cred că o să fie foarte greu pentru că nu e foarte diferit, doar că ai mai multe posibilități, nu ai nimic în minus, bine trebuie să obișnuiești că nu mai ai atâta protecție stânga-dreapta, dar asta o să meargă foarte repede, dar trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că pot să mă ridic și să trag și pot să țintesc înainte să mă ridic și să trag, asta e super super tare. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta, eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, cam atât am de zis, eu am fost Racu și data viitoare, peace!